Preotul Achim Băcila a renunțat la viața politică. El s-a retras din funcția de consilier județean, cedându-i locul liberalului Gheorghe Nicolaescu. Dar domnul părinte și-a făcut o cerere, deci s-a retras de vreo două săptămâni, nu știu. Așa, s-a retras și în locul dânsului, pe listă, normal, următorul este domnul Nicolaescu. Eu mă bucur din suflet că vine dânsul, va fi o voce puternică în Consiliul Județean, dânsul chiar cu o experiență de ani de zile și o figură marcantă a PNL-ului la nivel de Sibiu. Am mai fost în vreo două legislaturi anterioare, trecute, consilier județean. Problemele pe agenda Consiliului Județean nu sunt necunoscute sau noi pentru mine, așa că din punct de vedere al a face sarcina de consilier va fi foarte ușor.